Pentru mulți dintre legumicultorii din România, subvenția acordată de Ministerul Agriculturii de 3.000 de euro celor care au cultivat roșii produse în solarii și sere și vândute în extrasezon a venit precum o mană cerească. Numai județul Vâlcea a livrat de la debutul programului peste 200 de tone de roșii pe piața națională, producătorii câștigând bani buni, o recunoaște și directorul Direcției Agricole Vâlcea, Ovidiu Barbu. În cursul anului 2018 au fost depuse un număr de 93 de cereri în vederea accesării programului de ajutor de mini pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate. În ciclu 1 au fost eligibil un număr de 52 de cereri depuse de producători agricoli cu o suprafață de 52.000 de metri pătrați solarii, care au comercializat o cantitate de 114.751 kg de tomate. Valoarea totală plătită celor 52 de producători este de 717.690,80 lei. În ciclul 2 au înființat cultura de tomate în spații protejate un număr de 37 de producători agricoli, urmând să comercializeze în perioada 1 decembrie 2018 o cantitate minimă de 2.000 kg de tomate pentru a fi eligibil și a intra la plată. În cel de-al treilea an al programului se așteaptă dublarea cifrei legumicultorilor care cultivă roșii în extrasezon în spații protejate.